Siguranța în școli reprezintă o prioritate pentru poliție, polițiștii acordând sprijin de specialitate conducerilor unităților școlare pentru asigurarea pazei în concordanță cu prevederile legale în domeniu. Pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a cadrelor didactice pe parcursul anului de învățământ 2015-2016, polițiștii au acționat alături de jandarmi, polițiști locali și alte forțe. Oamenii legii spun că nu s-au comis fapte cu pericol social deosebit sau care să aibă urmări grave din punct de vedere al vieții sau integrității corporale a elevilor. În cursul anului 2016, numărul infracțiunilor sesizate în zona de accentă unităților de învățământ a scăzut cu 12% față de anul de învățământ precedent. Din totalul de 44 de fapte de natură penală sesizate în cursul anului 2016, 37 s-au petrecut în incinta unităților de învățământ și 7 în zona de accentă acestora. Fiecare unitate de învățământ aflată în zona de competență a unităților de poliție a fost inclusă în itinerariile de patrulare auto și pedestre ale poliției, asigurându-se totodată supravegherea în permanență a traseelor de deplasare a elevilor. Polițiștii de la rutieră s-au aflat în apropierea școlilor amplasate pe artere de circulație intens tranzitate pentru asigurarea afluenței și siguranței traficului rutier la orele de maximă prezență a elevilor. Trebuie menționat că un rol hotărător în ceea ce privește siguranța rutieră a copiilor au deopotrivă familia și cadrele didactice. ABC-ul circulației pe drumurile publice se învață în familie, iar în școală se desăvârșește, cei doi factori având un rol hotărător în educația celor mici. De asemenea, trebuie avut în vedere că și conducătorilor la auto le revin responsabilități în ceea ce privește siguranța rutieră a copiilor, pentru că oricât de imprevizibil ar fi comportamentul rutier al celor mici, viteza redusă și atenția sporită, mai ales în zonele frecventate de copii, conferă posibilitatea de a diminua riscurile. Conduita preventivă dă conducătorilor auto șansa de a evita un accident. Pe lângă activitățile de menținere a ordinii publice, polițiștii au desfășurat și activități educativ-preventive care au vizat siguranța rutieră, prevenirea delincvenței juvenile, protejarea propriei persoane, precum și a bunurilor personale. Astfel au avut loc întâlniri ale polițiștilor din structurile de prevenire de proximitate, de la rutieră și de la posturile comunale, cu reprezentanța școlilor, dar și cu părinți și elevi, pentru a oferi recomandări și informații utile.